În loc să-mi ții o teorie de 30 de minute despre câte piedici există, cât de greu este, cât de puțin bani sunt în industrie, n-ar fi mai simplu să ne gândim unde am putea face lucruri și ce am putea face? Salutare, sunt Florin Gozea și vlogul de astăzi este dedicat artiștilor și în general celor care vor să construiască ceva, cei care vor să aibă o carieră sau vor să lanseze o afacere, cei care vor să construiască. Vi s-a întâmplat și vouă de foarte multe ori ca atunci când discuți cu un om și vii cu idei, cu propuneri, să ți se explice cu foarte, foarte multe detalii cât de greu va fi să le pui în aplicare și cum sigur, sigur, sigur nu o să funcționeze. Și ce am observat este că cu cât omul e mai talentat, cu cât omul e mai inteligent, are o imaginație mai mare, cu atât argumentele negative sunt mai extinse. Mă trezesc de multe ori că mă întâlnesc cu un artist sau cu un profesionist de industria muzicală și spun, uite, ce crezi dacă ar funcționa ideea respectivă? Și apoi jumătate de oră, 45 de minute, stau și ascult cum nu o să funcționeze treaba aia. E o reacție pe care eu am denumit-o respingerea ideii pozitive cu argumente negative detaliate. Dar eu vă întreb acum, dacă tu 30 de minute mi explici de ce crezi că nu va funcționa o idee sau un proiect, nu e un mod perfect de a spune universului că de fapt tu nu vrei să funcționeze acel proiect? Dacă am gândit invers, dacă la fiecare idee, la fiecare proiect pe care îl avem în cap, am face o listă de 100 de motive pentru care ar putea să iasă, oricât de optimiste și de idealiste și de ireale ar fi aceste argumente, n-ar fi un timp mai bine investit? Adică, în loc să-mi ții o teorie de 30 de minute despre câte piedici există, cât de greu este, cât de puțin bani sunt în industrie, n-ar fi mai simplu să ne gândim unde am putea face lucruri și ce am putea face? Voi credeți că eu nu știu câte piedici există și câte probleme și cât de puțin bani și nu știu că există lipsa de cultură sau de inovație sau de intenții bune? Toți știm lucrurile astea, nu doar despre muzică vorbesc acum, în fiecare domeniu. Toți știm cât de greu este. Eu nu cred că lipsesc talentul sau profesionalismul în industria muzicală românească sau în orice altă industrie din România. Eu cred însă că avem foarte multe argumente negative și că pierdem timp prețios căutând motive pentru care ceva nu va funcționa. Am putea folosi acel timp, acea imaginație, acel talent pentru a găsi sutele de motive pentru care un proiect ar putea funcționa. E plin de artiști talentați în România, dar de asemenea e plin de oameni care au în capul lor greutățile și dificultățile unui proiect pe care încă nici l-au început. Și efortul ăsta de a explica tuturor cât de greu este și cât de proști suntem și cât de puțin bani sunt în România, cred că asta ne ține jos și ne frânează. Efortul ăsta am putea mai bine să-l folosim pentru a construi.